Bine v-am găsit la o nouă ediție de One to One. Astăzi cu mult parfum, cu multă mireasmă, adusă cu drag la noi în studioul One to One, de pe dealurile Mădărașului, de un om care a schimbat paradigma despre ce înseamnă lavanda. Și astăzi, poate cum bine deja intuiți, vom sta de vorbă cu Ovidiu Roșca, tizul meu de la Tărâmul Lavandei. Bine, ai revenit, Ovidiu, în One to One. Mulțumesc de invitație. Cu mare drag, uite că ai schimbat atmosfera la propriu aici. Da, am dat drumul un pic la unul. Să se volatilizeze, da. E totul în regulă. Iată că tu ești și videograf, faci clipuri frumoase, ai lucrat și în televiziune. Și chiar mă gândeam astăzi când veneam spre studio, când te duceai pe coclauri să faci anumite clipuri, poate cu tentă agricolă, agrară, te gândeai în acele vremuri că vei fi și tu proprietar de terenuri agricole? Cred că chiar nu. Deloc. Nu mi-am imaginat, dar vreau să cred că mă las așa, să cum curge viața, știi, să ce vine spre mine să accept și să aleg ce cred că mi se potrivește, și așa au venit și lavanda acum. Să fructifici orice oportunitate. Da, vreau să cred că nu e întâmplător mai nimica, și acum 8-9 ani când împreună cu partenerul meu Borbebelă ne gândeam să facem ceva drăguț, ei vreau să vină în țară din Spania. Și cred că toți cei care vor să se întoarcă acasă se gândesc, mă, dar ce să fac? Dacă vreau să mă întorc, le-ar fi foarte greu și înțeleg să îți cauți un job și te angajezi. Și atunci vor să-și facă un business al lor. Și atunci ne-a venit în cap, hai să încercăm cu lavanda. Eu asta le recomand dacă sunt ascultători care vor să vină acasă sau sunt angajați și se gândesc să facă ceva, să nu renunțe la viselele lor, chiar să încerce să facă ceva pe cont propriu, antreprenoriat, cum ar veni. Nu e atât de complicat cum crede lumea, să-ți faci un SRL, un PFA. Ăsta a fost primul gând cu lavanda? Nu, eu practic eram deja în antreprenoriat pe partea de producție video, dar aici e un serviciu care poți să-l oferi unul la unul clientului și nu poți să te multiplici, să zic așa. Într-adevăr. Știm cum e în lumea evenimentelor. Cunoști. Și atunci căutam ceva, adică prima dată, clar, înainte să vină spre tine o oportunitate, tu trebuie să o cauți pe ea, sau să ai o dorință, să ai un gând, să ai ceva care în timp să atragă spre tine oportunitățile de genul ăsta. Și vreau ceva să fie un produs care să pot să-l multiplic la infinit, să zic așa, la infiniți clienți. Deci să fie un produs, asta mă gândeam la ceva. Și ți-am spus, prietenul meu din copilărie, Borbibela, după care am devenit și naș, fin, așa, ne-am făcut neamuri, cum s-ar spune, a venit și el cu ideea asta. Și am început așa, cumva foarte naiv, că se căuta uleiul esențial. Acum 8 ani toată lumea deja începea să folosească și sigur e ceva la început care pe când o să producem și noi și în 2-3 ani toată lumea o să folosească uleiuri esențiale și va fi la foarte mare căutare. Și apropo de ani, chiar astăzi citeam undeva că în urmă cu aproximativ 2500 de ani egiptenii și fenicienii foloseau lavanda și pentru parfum în diferite scopuri, dar și pentru mumificare, pentru, iată, conservarea celor trecuți la Domnul, ca să zicem. Așa e, să nu uităm că acum câteva zeci de ani, înainte să apară medicamentele chimice, ne bazam mai mult pe plante și cunoșteam mai mult beneficiile lor, a fiecăruia. Erau cărți care încet, încet s-au cam vrut să dispară. Și ne e greu acum să mai stăm să ne gândim că poți să faci un ceai de lavandă, de exemplu, și să vezi că îți cade tensiunea, că dormi liniștit și nu trebuie să iei temirce medicamente pentru asta. Dar merge și cafeaua cu lavandă, că o găsim acolo la tine, așa pe domeniu. Așa e, avem o noutate acolo, am inventat-o, să zic așa, noi.
o cafea cu lavandă și foarte apreciat. Vreau să te întreb dacă oarecum drumurile copilăriei te-au dus la țară, în sensul că ai avut bunici la țară? Da, da, clar, ca toți din generația noastră. Cam așa, cam așa. Iar bunica ta sau oamenii din preajma ta luau și puneau săpunul de mere primit între haine? Asta așa, săpunul de mere, da, 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 sau busuiocul iarăși. Ah, busuiocul, da, 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 da. Și mersul la biserică iarăși era exact însoțit de obiceiul de a pune mâna pe o crenguță de busuioc era și a mirosi. Da, 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 da. Da, se foloseau clar mult mai mult plantele, le cunoșteau. Și e fix ce spui tu, adică în trecut oamenii știau să aprecieze mai mult plantele. Acum cu multe produse sintetice mult mai la îndemână, iată că din păcate ne îndepărtăm. Exact, și fără să ne dăm seama atât de multe, dacă ești atent la radio, la TV, poate tot a doua, a treia reclamă îi la ceva medicament sau farmacie. Sau recordul pe un radio național a fost de 7 consecutive într-o dimineață în prime time. 7 consecutive spoturi radio la medicamente. Dai seama, 7 consecutive. Nostru, că noi credem că merge acolo în fundal, tu ești iar la altceva, dar dacă când nu știu cei care, sau dacă sunt persoane care nu știu care e prime time-ul la radio, este cel de dimineață, tronsonul 7-10. Deci pe acel tronson era... Suntem blocați în mașini și n-avem ce face decât să ascultăm radio. Da, asta ar trebui să ne dea mult de gândit ce vrea să ni se implementeze în subconștient și că această soluție la micile noastre probleme de sănătate, fără să ne dăm seama, ne zboară gândul că doar acolo e, în farmacii, și de aia sunt așa de multe și le merg așa de bine, dar sunt remedii naturiste foarte, foarte multe, până la urmă de aia date de Dumnezeu și cred că ne-a înzestrat cu tot ce avem nevoie. Corect, corect, și pe partea așa de alimentație și partea de plante ca să ne vindecăm. Doar că e nevoie de un mic efort în plus, adică să intri puțin pe internet sau să iei o carte, să citești, să vezi pe problema care o ai, ce plante te-ar ajuta. Acum, vorbind de lavandă, lavanda are două mari grupe unde e benefică. Pe partea de sistem nervos, adică noi avem efectiv puși în corpul nostru de Dumnezeu niște receptori pentru aceste uleiuri esențiale, pentru aceste uleiuri care sunt volatile și le simțim prin, intră în organismul nostru, avem receptori pentru ele și lavanda funcționează pe partea de sistem nervos, adică relaxare, somn liniștit, anxietate, stări depresive, funcționează, dar trebuie atunci când o luăm, deși pare prea frumos și prea bine să funcționeze pe o chestie care poate nu o poți rezolva de foarte mult timp, să ai încredere și să chiar să o folosești cu încredere și cu... Adică să nu se pare, mă, nu cred că... Adică dacă tu n-ai încredere și corpul tău ascultă și de tine, vorbim de, să zicem, de pastila placebo. Da, sau, corect. Nu zic că uleiul esențial e placebo, dar dacă în situația aia funcționează, pentru că crezi că pastila aia și așa, așa trebuie folosit și uleiul esențial. Să crezi în ele, să le dai o șansă și să vezi rezultatele. Iată, vorbim de vindecare prin lavandă, dar lavanda are nevoie de vindecare în sensul că are dăunători? Nu prea, nu are așa de mulți dăunători. E așa de puternică încât nu se prea ating? Da, să știi că da. Vietățile de ea? Noi o ținem pe câmp și acolo e plin de căprioare, de mistrezi, de tot felul de animale, dar nu prea intră în ea să o mănânce, pentru că în plantă, efectiv în tulpină, are încă ulei și e amară, e nu place. Da. Avem probleme, într-adevăr, în ultimii ani, ni se mai usucă câte o tufă aici, colo, nu știm exact de ce, ele sunt enorme, deci chiar au un metru diametru și presupunem că nu pot rădăcinele să hrănească așa de bine. O avem chiar acum în imagini, lanul de la Mădăraș cu acele imagini superbe. Seceta, iată un factor care poate strica un pic planurile, dar înghețul, deși nu mai e în România iarna de altă dată cu minus 20 și zile la rând. Cum ziceam, când am studiat, să zic așa, business-ul și să
începem sau nu, am luat, încercat să luăm în calcul multe, multe variabile care ne puteau aduce probleme și lavanda ca și plantă ne-am dat seama că era una foarte potrivită, pentru că o plantezi odată și 10-15 ani ea produce, în sensul că trebuie să o îngrijești, trebuie să o tai, dar nu e o plantă care trebuie să o pui anual, după care nu îngheață iarna, efectiv o tai, o pregătești și ea stă așa, nu îngheață peste iarnă. E foarte rezistentă și la secetă, chiar îi place soarele, rădăcinile merg foarte, foarte adânc în pământ, o jumătate de metru, un metru și de acolo reușește să-și ia umiditate. La fel, produsul final, uleiul esențial de lavandă, am studiat și am văzut că nu e perisabil într-o lună, două, un an. Deci, în condiții optime, la răcoare, întuneric, în inox, poate să stea câțiva ani de zile. La tine în beci e ulei, nu e vin. Să știi că da. Să știi că da. Și asta iară a fost o bifă, pentru că produsul rezultat nu e perisabil ca la, vorbeam, legume, fructe, unde trebuie să le dai la orice preț, altfel ți se strică. Așa este. Deci când am studiat, și la oricine recomand asta, când studiază să înceapă afacere, să ia toate detaliile în calcul și să înceapă în primul rând de la desfacere, de la client. Da, un aspect foarte important în comerțul zilelor noastre. Vorbim în minutele următoare despre producție. Când începe producția? După ce se termină partea frumoasă de vizitat? Începe vânzoleala sau merge și în paralel? Merge puțin în paralel. Noi și în restul anilor am început să recoltăm câteva rânduri încă din ultima săptămână de festival. Oamenilor le place să vadă cum recoltăm, cum pleacă lavanda pe banda rulantă în sus. Și... e open space vorba aia, da, știi? Adică vezi ce se întâmplă. Și în noi încercăm cu festivalul de câțiva ani să lăsăm deschis publicului pe toată perioada de înflorire. De aceea, pe ultima săptămână, deja trebuie să începem să recoltăm. Ce înseamnă producția când vine vorba de lavandă și ulei? Care-s pașii cronologici? În primul rând, spun toate astea pentru cineva care se gândește poate să-și înființeze o cultură de lavandă. Spun de la început să se gândească de 2 ori, 20 de ori, pentru că nu recomand la nimeni, sincer. E foarte greu și, în primul rând, foarte costisitor și, la final, cu uleiul rezultat, din păcate, în ultimii ani nu este piață de desfacere. Vă zic sincer, la noi, fără Festivalul Lavandei, unde vin oamenii să ne susțină, nu am fi putut susține câmpul acesta frumos. Vă zic toți pașii, ca să știe lumea, dar de-aia am vrut să spun de la început, eu sunt sincer, pentru noi ar fi un avantaj să vină cineva să cumpere butași de la noi, facem un bănuț și le dăm butași de acolo să descurce, dar e păcat că piața de sfaci la lavandă este, la cantitățile care le facem și noi, e o problemă. Practic se pune butașul, noi, de exemplu, multă lume cumpără de la noi să-și pună în curți și aia e foarte ok, deci pentru a-ți pune în curți 10, 20, 50 de tufe, e minunată, e ușor de întreținut. Eu aici mă refeream la a-ți pune un câmp cantități industriale, vorba aceea, 20 de ari, 50 de ari, un hectar. Acolo e muncă. Să o pui în curte e chiar ușor de întreținut. O pui în primăvară sau toamnă, noi recomandăm toamna, octombrie, noiembrie, pentru că ai pus-o, ea e ca un pom, să zic așa. E lemnificată, în stare... A ieșit din vegetație. A ieșit din vegetație și peste iarnă și primăvara iar ia umiditatea din pământ și când vine căldura direct începe să înverzească. Deci o pui toamna, începe primăvara să înverzească, prin iunie-iulie face florile și practic tot ce ai de făcut e să tai, după ce stau florile frumoase și încep să se usuce, să tai tot ce s-a făcut verde cu flori, să o tai. Multă lume omite să mai tai, că-l milă, mi se pare că vai, dar poate o afectează. Nu, lavanda iubește să fie tăiată, tot ce se face verde, eventual se lasă un deget, două din tot ce s-a făcut verde. Deci trebuie să fii nemilos, practic. Da, altfel, de ziceam, îmbătrânește planta?
îmbătrânești, ea tot cresc, crengile acelea tot cresc și devin lemnificate și devin o tufă foarte mare, dar în mijloc mai goală din cauza lemnului și doar pe margine are flori. Dacă o tai cum trebuie, ai bolul acela frumos, cum se vede și la noi, și 10 ani de zile. Deci trebuie tăiată, după care la fel o lași. Nu în curți, nu trebuie udată, nu trebuie făcută mai nimic cu ea. Bună plantă. E foarte bună. Plus beneficiile care le ai pe lângă curte. Îndepărtează țânțarii, nici la muștii nu le place. Multă lume își pune din jur în jurul curții, pe lângă gard. Au fost mai mult de 2-3 persoane care mi-au spus că și-au pus pentru că nu le mai intra nici cârtițele. Acum asta nu pot să o garantez. Știu că oamenii cu... E o luptă mare aici, e un război între cârtițele, cu plase, cu tot felul de instrumente și substanțe și așa. Deci nu aș putea garanta că e atât de simplu să-ți pui de jur în jurul curții lavandă, dar au fost mai multe persoane care mi-au spus întâmplător, nu i-am întrebat și mi s-a părut că e foarte tare. Poate, cum v-am zis, dacă le pui, lavanda se pune cam la 40-50 de centimetri una de cealaltă și mă gândesc că dacă spuse în jurul gardului și rădăcinile merg mult în pământ, cărtițele dau de rădăcine, trebuie să o mănânce și în rădăcină este deja ulei și... Și se liniștesc. Da, și caut alt drum. Cum am zis, dă și un miros frumos, arată bine în curte, deci merită pus în curți. După ce e tăiată, ce urmează? După ce tăiem, deci practic munca mai mare e cea de a o ține curată în lunile mai, când explodează bureana. Da, clar. Și lavanda, dar și bureana. Noi între rânduri o tragem cu tractorul, cu un utilaj special, dar între rânduri efectiv avem nevoie de oameni ca să o curețe cu sapele, așa clasica la țară. Avem noroc cu câțiva oameni din comună care sunt peste 60 de ani, dar cu ei muncim și... Nu m-aș fi gândit oricum că aveți zilier de 20 de ani. Nu se mai găsește așa ceva, e o raritate. Da. Și cu ei le curățăm, după care, într-adevăr, vine festivalul și avem un utilaj special cu care o recoltăm. A, deci și recoltarea e mecanizată. Altfel. Sau cel mult semi-mecanizată, că mă gândesc că e și mâna omului acolo, pe lângă utilajul care... Da, practic e un utilaj care ridică, cum tufele sunt lăsate jos, le ridică și le taie drept. Practic tăierea e dreaptă, dar cum se ridică după aia cade înapoi în formă de bol. Și florile cad pe o bandă rulantă și merg în niște saci gigantici. Acolo e mână de lucru, să se îndese, să se scoată. Și noi mergem după aceea, ne-am făcut și distileria noastră proprie de ulei esențial. Practic, asta e și mai important, da. Că iată, ați mai adăugat o etapă din proces în propria voastră curte. Da, am fost nevoiți și de mulți ani... Din profiturile care mai rămân și la festival, că știu că multă lume își face calcule, buchetul, ce mașină și acum, își mai iau un apartament, da. Ovidiu, mă. nu e chiar așa. Din fericire reușim să ne întreținem, într-adevăr, cultura, dar foarte mulți, mare parte din bani am reinvestit în utilaje, în acesta de recoltare, pentru că ne-am dat seama că fără ele, tot așa, nu am fi putut să o facem. Nu poți persevera, am început, ca orice oricui recomand să înceapă un business, dar pe parcurs o să-și dea seama că sunt chestii care nu le-au luat în calcul, așa cum nu am luat noi acesta de utilajul de recoltare, distilare, care au fost 10.000 de euro. După care, cum am zis, noi o ducem acolo proaspătă, o distilăm, procesul de distilare e a băga floarea proaspătă în cazane foarte mari, au 2000 de litri din inox, și într-un alt recipient producem abur și abur acela infuzează toate florile acelea. Practic e un... Deci practic nu se adaugă nimic peste floarea de lavandă. Practic e un gigantic ceai. Ceainic. Ceainic, exact. Se bagă abur prin toată această cantitate de lavandă
Și abur acela trece prin lavandă și sus, după aceea merge printr-o serpentină. E ca și la țuică, așa? Da, vine pe exact. Curge pe față. Exact, trece printr-o serpentină care stă în apă rece și se condensează aburul acela și în aburul acela este uleiul de lavandă și apa de lavandă. Cum zic, aceasta e apa de lavandă. Practic e, ar fi un, ca un abur, picurea aceea de pe capacul de sticlă când faci un ceai, se da, pune, da, 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 sau da, da. Abur acela care noi încercăm să-l infuzăm când suntem răciți. Abur acela. Abur acela noi îl condensăm și îl punem aici în apa de lavandă. Și apa de lavandă e foarte bună pentru arsuri solare. Cum ai văzut când am venit eu acum o, două ore eram pe câmp și când am venit eram destul de roșu și m-am dat direct cu apă. E foarte bună pentru copii, mai ales pentru piele sensibilă, pentru că nu afectează deloc tenul, ochii, e foarte blândă, dar foarte eficientă. Noi recomandăm, acum vine căldura, mersul, statul la soare, pentru arsuri solare, stat la plajă, demachiere, tonic, e un produs foarte bun apa de lavandă. Și mai ales acum că știți procesul și cum se obține, nu am timp, din păcate, la cei care vin acolo să le explic să înțeleagă ce e apa de lavandă, dar acum ați înțeles. Abur care trece prin lavandă. Dă-le link-ul de la această ediție de One-to-One. Exact, exact. Și după care rezultă prin condensarea asta aburului uleiul de lavandă, care practic e fără alte adausuri. Vine și îl băgăm direct în sticluță. Tot voi faceți și îmbutelierea ambalarea. Și da. Ambalarea? Da, 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 e tot un manual. Și suntem... Aveți ceva treabă? Avem, avem. Suntem două familii harnice, aș spune, și familii extinse, părinți, frați. Absolut, e un business de familie până da, la urmă. Da, ne ajută toți. Păi, practic, ne ajută să rezistăm și să putem să continuăm. Câte produse sunt în portofoliul Tărâmul Lavandei? Pe site-ul nostru, pe tărâmulavandei.ro, acolo găsiți toate. Acum, le avem și noi acum în imagini. Da, cred că sunt spre 25 acum. 20, da, cam acolo. Aici am mai puține, pentru că majoritatea la festival. Dacă tot am ajuns la produse, numer câteva. Acesta e săpunul de lavandă, e un săpun făcut natural, ca pe vremuri. Bine, nu-i cu sodă caustică și nu mai știu ce se pune atunci, dar e un săpun care tot așa merge arată la piele sensibilă, bine, cu foarte, ulei esențial în el. Iar pe una din fațete are floricele de lavandă. Da, nu? Da, adică... da, sunt florile noastre. Acesta e tot ulei esențial, dar e cu bilă, rolon. Multe doamne îl poartă în geantă. La ulei de cap, după cum am zis, e bun pe partea de sistem nervos, deci când și relaxează. Că aici un pic eu am tendința să mai fug de la idee la alta. A doua mare putere a uleiului esențial de lavandă e partea de piele, tot ce ține de piele, de să-ți pui câteva picături de ulei esențial în crema de față, în șampon, în crema de corp și o să-i dea o putere mult, mult mai mare. Dar relaxează și, de exemplu, la crampe musculare, dureri de cap și multe, deci, multe lume îl aplică cu bila. La tâmple, dai puțin, ai masat și dispare durerea de cap. Sau vezi cum stă mult la calculator, începe să te doare. Iar aplici cervical cu bila, și... Da, și masezi puțin și relaxează toată zona aia, mușchii și tensiunea de acolo. Aici mai avem, de exemplu, un odorizant de cameră și mașină, pentru că, nu știu dacă știți, dar odorizantele, chiar dacă miroase atât de frumos așa, sunt pline, sintetice. Sunt pline de chimicale, pline de lucruri care nu ne fac deloc bine. Așa este. Și varianta asta e, practic, e ulei esențial, nu i-am făcut mare lucru, doar recipientul de dozare e diferit. Se îmbibă lemnul acesta cu ulei și se volatilizează. Da, în mașină, în ne ajută mai ales dimineața în trafic, cu ăsta care avem noi. E chiar și două. Da, da, da. Dar și în camera copiilor, în timp ce
pentru un somn mai liniștit, dar bineînțeles multe doamne folosesc în difuzoarele acelea de aromaterapie, cu abur rece, da, 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 și ajunge în toată camera. Ce mai am aici? E o lumânare care tot așa la prin ardere eliberează un miros foarte frumos. Aici sunt un săculeț, practic avem în interior flori uscate de lavandă, când la mișcare sau între haine înlocuiește foarte bine ce se punea între haine pentru moli. Era naftalină. Naftalină. No. Da. Nu mai trebuie naftalină, cât un săculeț de lavandă și a scăpat de moli. Și are un alt parfum, adică naftalina era respingătoare, exact, de dreptul. Exact. Da, deci insectele, de-aia ziceam că și nici pe câmp și în curte, dacă îți pui lavandă, insectele nu s-a trase deloc. Insectele dăunătoare, un fluture, albină, clar. Cineva îmi spunea că în Spania se pune la geamuri ca să nu intre scorpionii. Deci mă miră și pe mine multe lucruri care le aud. Dar într-adevăr, acum sute mii de ani să obții, cred că, nu cred, sunt convins că uleiurile esențiale aveau un preț și un cost enorm pe o sticluță, pentru că procesul de extragere era nevoios, era, da, foarte nevoios, din câte știu, era prin presare, prin se freca cumva și rămânea plus că nu erau variantele sintetice, adică nu avea la dispoziție alternativă și atunci acestea erau parfumurile, practic. Clar. Pe vremea, cred că nu trebuie să vorbim de acum câteva sute de ani, foarte de curând, și avea un cost foarte, foarte mare. Acum sunt curios ce e sticlă. Aici avem un sirop cu lavandă cu un conținut redus de zahăr, nu conține coloranți, conservanți, aditivi, e un sirop foarte natural. Apropo de sirop, v-ați gândit și la varianta, sau s-ar putea face dulceață de lavandă? Că da, tot avem finețea dulceții de trandafiri, am putea vorbi și de dulceața mov? Într-adevăr, nu e mov, anul acesta am venit cu o varietate de dulcețuri, avem de căpșuni și lavandă și de prune, cred că, de caise cu lavandă. Nu are culoarea mov, dar are gust, are un gust foarte și special. Pur și simplu la fierbere se pun și, da, crenguțe de lavandă? Da, da, da. Crenguțe anumit cu flori? Nu, se pun doar flori, o anumită rețetă, anumit dozaj ca să iasă, să iasă bună, dar o avem la vânzare la festival de anul acesta. Mai avem mai avem și ceai. Ceaiul de lavandă m-am interesat de pe internet din teste și studii și ajută la scăderea tensiunii. Cum am spus, relaxează, atunci relaxează și partea de capilarități, de zonele unde e o tensiune. Practic de aia avem tensiunea crescută, pentru că arterele și s-au îngustat. Da, s-au îngustat sau și ceaiul de lavandă ajută la tensiune. Eu zic să-l testeze oamenii, să-și ia, avem piculețe de ceai. Bunicii mei, de exemplu, chiar au băut pe termen lung și nu au mai folosit medicamente. Acum eu nu zic, bineînțeles, să-ți iei tensiunea, nu zic că uleiul esențial de lavandă înlocuiește un medic sau ai o migrenă puternică pe termen lung și să te dai doar cu ulei. Dacă funcționează și trece, super, dar au efect. Cum merge desfacerea? Pentru că vorbeam mai devreme, producția ca și producția, dar desfacerea, cam cât la sută vindeți direct și cât la sută pe site, ca să ne folosim și de mijloacele astea moderne, inclusiv în comerț, iată. Da, după cum am spus, când vorbeam de începerea unei culturi și recomandam să nu se înceapă la o cantitate mare, merge greu desfacerea. Noi avem noroc cu cei care ne vizitează la festival. Deja te încămizați pe vânzarea directă, cum ar veni. Da. E cam singura cea mai importantă pentru noi la festival. Oamenii ne vizitează, ne susțin, își cumpără direct de la noi, de la producător, produsele acestea și noi nu am crescut prețurile de șapte ani de zile de când am început festivalul, am încercat să le ținem la fel. Adică, per exemplu, un săculeț de genul acesta e 5 lei, apa 20 de lei,
un săpun 14 lei, adică am încercat să ținem niște prețuri foarte, foarte modice, o deruzeană de mașină, cameră 15 lei, uleiul esențial la 10 ml e 25 de lei la noi, dar știu că alte branduri de renume, știm, cunoaștem, așa ajung la și 100 de lei și peste 100 de lei. Deci e o diferență enormă, dar e același ulei, același beneficii la sfert de preț. Acum eu susțin și recomand toată lumea să susțină producătorii locali și să... Nu pe noi neapărat, ci pe toți producătorii locali. Firește. V-ați gândit să vindeți pe OLX sau pe EMAG? Da, toți sunt intermediari mai nou aceste platforme. Da, chiar am încercat de curând și pe EMAG. S-a suprapus cumva, acum trebuie să încarci tot felul de produse, tot felul de detalii și am început cu organizarea de festival și un pic am pus pe pauză. Dar o să fim, da, și pe EMAG. Dar cel mai direct, fără comisioane care trebuie să le dăm și noi mai departe, ar fi direct pe site-ul nostru, pe Târmul Lavandei. E la fel de simplu ca pe EMAG. Îți pui produsele în coș, poți să plătești cu cardul și e cel mai simplu. Ce trebuie să ai ca să poți vinde pe site sau la ei, la intermediari? Certificat de producător în cazul vostru? Sau... Da, noi avem și certificat de producător și firmă, facturi, tot ce trebuie. Deci o trebuie să ne punem la punct cu toate astea. La intermediari, noi încercăm să nu mergem prin intermediari, dar căutăm într-adevăr pe vânzarea de ulei esențial la angro, la cantități mari, mă refer la sute de kilograme, că ulei esențial se vinde la kilogram, ca mierea. Căutăm și avem nevoie de câțiva ani de zile, spuneai de desfacere, noi de câțiva ani de zile căutăm și nu reușim să găsim la o cantitate așa de mare cât avem noi. Nu că ținem de preț, nu că am avut oferte, nu au venit efectiv oferte. Și aici, de asta, când am spus de a nu recomanda celor care vor să-și pună culturi pentru a produce, pentru că se găsesc foarte greu clienții. V-ați gândit ca pe viitor să mai investiți în ceea ce înseamnă partea tehnică? Deocamdată... Ca să vă fie și mai ușor, să fie și mai automatizat, deocamdată, mecanizat? Deocamdată suntem cât se poate de bine, aș spune. Mai mult de atâta nu prea putem face. Nu ne extindem într-adevăr cu cultura. Noi avem în comună acolo în Mădăraș 8 hectare. Chiar dacă festivalul se ține pe o cultură de 5 hectare, noi mai avem încă 3 hectare care le muncim și le avem acolo în Mădăraș. Dar și-a mai avea spațiu unde să ne extindem, dar deocamdată nu ne extindem pentru că... Revin la lavandă, la plantă. În cât timp după ce o pui poți să-i culegi roadele de pline? Nu așa o crenguță, două. Cam câți ani? Ea crește foarte repede, foarte repede crește. Din primul an face câteva floricele, din al doilea an face, ce să zic, 50 de floricele, dar din anul 3-4... Deci 4 cam deja... ca și vița de vie, așa, da. Anul 3, anul 4. Da, exact. Anul 3-4 este deja o tufă măricică și face multe flori, adică o tufă mare. Prima serie de plantație acum câți ani a fost pusă? Cred că avem, ați făcut pe loturi, da, câte avem știu. 8 sau 9 ani de când am început. Practic, Festivalul Lavandei, care e acum în desfășurare, e la ediția 7-a. Am fost primii din țară care am venit cu ideea aceasta de Festival al Lavandei, de aceea ne-am și înregistrat și am fost recunoscut la OSIM cu acest brand de Festival Lavandei, pentru că după aceea au început foarte mulți prin țară să-și facă festivale al lavandei. Și atunci am zis că să încercăm, dacă tot am fost primii și ei ajung și ei la concluzia asta că merităm să avem acest nume de brand Festival Lavandei, să-l înregistrăm. Nu pentru a-i stopa pe alții să-și facă Festivalul Lavandei, pentru că înțeleg că au nevoie să vină vizitatori și așa, dar când scrie cineva pe Google Festivalul Lavandei, să nu apară 30 de Festivalul Lavandei, nu mai știe, mă, dar care e ăla la care eu vreau să merg, ăla din Mădăraș, ăla unde am văzut eu pozele alea frumoase. Să nu, efectiv, să nu știe să facă o diferențiere. Și atunci ne-am înregistrat acest nume de brand, încercăm să-i atenționăm pe cei care folosesc, să pună, nu știu,
porțile deschise în lavandă, vizite în lavandă, haideți la noi la lavandă, dar încercăm să protejăm concurențială, încercăm să protejăm cât putem munca și ideile care le avem. Clar, văd la multe festivăluțe a lavandei că ne fură din multe idei de produse, de cum gestionăm noi toată situația, dar nu, asta nu ne deranjează. Eu mă bucur să-și facă fiecare treaba. Interesant. Asta înseamnă că peste vreo 5-6 ani urmează prima schimbare, nu? În lotul cel mai vechi pe care îl aveți. Da, cred că și mai repede puțin avem o zonă... Nu lăsați ca să meargă la limita superioară cu viața. Da. S-ar putea chiar viața. De la anul sau peste 2 ani o mică parte să începem să o schimbăm. Acea mică parte ce suprafață are? Păi din această cultură mare de 5 hectare, poate câteva rânduri o să începem să le schimbăm. Ar fi bine pus un an de rotație ca pământul să odihnească, să punem grâu sau ceva. Dar asta încercăm așa să punem încât atunci când ținem festivalul să avem totuși o suprafață foarte mare de lavandă pentru oameni să... Ai spus că între plante trebuie undeva la 40-50 de centimetri, dar între rânduri? Între rânduri cam 1,20 m, 1,40 m. Ca să se poată desfășura. Da, pentru că tufa crește foarte mult și fiind două crește asta, cresc înspre interior. Da, și atunci să rămână cam 40 de centimetri, da, să putem trece și cu tractorul și oamenii să meargă. Eu pentru culturile astea așa. Cât ar costa să plantezi un hectar de lavandă? Un hectar, pe un hectar intră maxim, aș spune, 20.000 de butași și poți să ajungi la cantitatea asta cam la 1,50 lei, deci cam 30.000 de lei. Nu e atât de mult, e ceva, dar mai munca mai mare și investiția mai mare după aceea, întreținerea. Întreținere, în a o ține curată, acolo e problema mare. Noi, legat de festival, vorbeam înainte cu înregistrarea de OSIM, noi chiar suntem în plină desfășurare, am început practic în 1 iunie, de ziua copilului, a fost o zi foarte faină. Așa se întâmplă în fiecare an? Sau anul ăsta a fost ceva mai... Anul acesta a fost timpurie. Super, ne-a luat prin surprindere undeva prin aprilie, mai, noi tot mergeam să o vizităm, mergeam la muncă, dar am văzut că a fost o căldură foarte mare atunci și ea a înaintat foarte iarna repede. Și nici iarna n-a prea fost iarna și atunci... A înaintat foarte repede și atunci când noi trebuie să stabilim începerea festivalului cu cel puțin o lună jumate înainte și acum o lună jumate, noi așa am calculat că prin 1 ar fi înflorită după cum apărea atunci. În alți ani am dat drumul în 16, în 18, deci acum chiar cu 2 săptămâni mai repede am auzit că și alte culturi agricole sunt înaintate din cauza căldurii care a fost. Acum, într-adevăr, pe când ne apropiam de festival și ne organizam și să începem, au fost tot zilele astea, săptămânile astea de ploi, acum ultimele 2 săptămâni, care au încetinit-o puțin, dar noi... Am păstrat. Cam cât la sută este înflorită acum? E înflorită cam 30%. Deci ea înflorește în trepte, cum ar veni. Adică poate aici să fie o tufă super mov, lângă una mai puțin mov, dar per total... Iar maximum va fi peste 2 săptămâni? Nu. Aproximativ. Weekendul acesta deja va fi super ok, va fi mov și poate să vină oameni liniștiți, vor ieși poze frumoase. Într-adevăr, weekendul acesta deja e primul weekend cu ea mov și frumoasă cum trebuie. Weekendul viitor va fi la fel, dar puțin mai mov și cum te apropii de final. Adică e ca orice floare. Florește, are poate o săptămână de înflorire maximă, după care începe să... Cele care au... Deci înflorește treptat. Deci acum ea deja au înflorit mare parte din ele, după care vin altele din urmă. Și ce înseamnă Festivalul Lavandei? Festivalul Lavandei înseamnă o experiență. Noi așa am gândit-o și am aranjat toate lucrurile acolo să fie o experiență pentru familii și să se poată adresa tuturor categoriilor de oameni. Adică chiar și tinerilor, începând de la 12 ani,
nu mai vorbesc de cei mici care vin cu părinții și aduc în natură și clar e un timp foarte fain cu familia, dar mă refer la cei tineri, liceeni care au impresia, ce să mă duc acolo la țară, în lavandă, că nu am ce să fac acolo. Dar dacă vrei să-ți pui niște poze frumoase pe Facebook, pe Insta și să ieși în evidență, încurajez să vinești. A fost clase de a 12-a care s-au pozat acolo? Vin foarte mulți tineri. Noi avem un parteneriat anul acesta cu inspectoratul școlar, pentru că acum am florit mai repede lavanda, cum spuneam mai înainte, școala încă e în derulare, da. Și atunci am vorbit cu dânsii dacă ne-ar permite să mergem la școlile gimnaziale și la câteva grădinițe, să le dăm un plian, să vedem dacă vor să se organizeze cu clasele, să vină în excursie pe tărâmul lavandei, și s-au anunțat câteva și cred că o să fie destul de multe, în sensul în care părinții vorbesc și se ajută lase copiii să organizeze un autocar sau ceva, să vină la noi și de acolo noi ne ocupăm de ei. În partea de jos e o parcare foarte mare, avem acolo un stand de peste 10 metri unde o parte e pentru mâncare, se gătește acolo, totul proaspăt, condiții foarte ok, și lângă avem băuturi, ceai, tot ce și produsele noastre cu lavandă. Acolo poți să ai un timp de relaxare, după care se urcă, într-adevăr, ca să ajungi la tărâmul lavandei. Trebuie să depui un efort, nu chiar mică, așa. Da, e oricum, o mică, nu chiar te oprești cu mașina și de pe geam îți faci poza, trebuie să faci un să drum. Să fie 200 de metri? Așa? E mai mult, e vreo 500 de metri, da. De urcat până se ajunge la câmp, pentru că venind foarte multe mașini, dacă le-am permite să urce sus lângă câmp, s-ar bloca total. Totul, e un drum cu o bandă, ar fi mult mai rău pentru ei. Dar nu prea avem oameni care se plângă așa tare de acest drum. Până la urmă te-ai dus în aer liber, nu? Asta era ideea, exact, pentru care ai ieșit din casă. Exact. E un drum chiar plăcut de urcat, ești doar printre lanuri de tot felul de floarea soarelui, de grâu, de porumb. Cam jumătate din el, în mare parte, e cu umbră. Noi am pus, cei care vin o să găsească niște surprize pe drum, așa câte un mesaj din motivațional, chiar e motivațional, multă lume a venit și pe principiu, hai că poți. Exact, cu orice răsplată, începe cu un drum greu, dar va merita și tot mesaje de genul ăsta, și lumea le apreciază, că mai are de urcat, zice, hai că vine următorul mesaj să văd ce, și mai pun acolo câte o miroase o floare și pun acolo un buchet de flori de lavandă să le ia să-l miroase. Sau am agățat la un mesaj o sticlă de lavandă acolo undeva de la jumate în sus, când deja știu cum e obosit, și am pus acolo un mesaj că știu că ai nevoie de ceva fresh, dă un puțin de apă de lavandă și te va ajuta. Și punem acolo o sticlă de apă agățată să-și dea lumea. Da, încercăm să creăm o experiență, întrebai de festivalul ăla, încercăm să creăm o zi sau câteva ore după masă de mers la natură, la țară, să ieșim puțin din agitația zilnică și cotidiană și citadină. Care, da, care mi se pare normală să fie așa, dar odată ce ajungi acolo, multă lume ne spune că atunci își dau seama de fapt cum... cât de agitați și cât de grăbiți suntem și rutina asta zilnică... Din păcate. Da, așa este. Și noi de asta nu am mers la festival pe ideea de a pune scene cu muzică, cu trupe, cu gălăgie, pentru că vrem să omul când vine acolo, adică avem destul parte de muzică și gălăgie în oraș, să avem acolo să se audă insectele, greierii, păsările, și să poți să vii cu copii, să stai pe iarbă verde, cu pătura, la un picnic, poți să cumperi mâncarea de la noi, poți să o aducă de acasă. Avem, chiar astăzi de acolo vin, am făcut o umbră de vreo peste 10 metri, lângă lavandă, sunt puși tot felul de băncuțe, sunt făcute din alea, din paleți, așa, da. Clas, rustic, dar... Arată bine și sunt funcționale și fac treaba. Deci poți să stea acolo la umbră cu familia și copiii să-i lase liniștiți prin lavandă, chiar dacă vor fi albinuțe, nu au nicio treabă cu copiii, cu oamenii. Sunt mult mai interesate de ceva, exact, mai bun, ce le interesează de fapt. Eu cred că nici nu ne văd pe noi, nu știu cum vede o albină, dar eu cred că pe noi nici nu ne văd, pentru că fiind atât de mult mov, atât de
mirosul atât de puternic, cred că nici nu-i văd. Avem, cred că din sutele, miile de oameni care vin, o persoană, două pe festival care spun că au fost sau vin că au fost înțepate, dar pentru că nu știu, au vrut să prindă o tufă în mână și acolo era o albină care nu a văzut-o și ea s-a apărat. Sau... Se tratează cu ulei de lavandă, nu? Da, chiar uleiul de lavandă ajută foarte mult la înțepăturile de insecte. Noi avem acolo, suntem pregătiți și în caz că vine cineva care nu știe că e alergic sau are alergie. Noi avem tot felul de siropuri și de medicamente ca să nu avem surprize. Și legat de experiență, asta vrem, să poți să-ți faci fotografii, cum ziceam, să fie, să se adreseze tuturor categoriilor de vârstă și oameni, tinerilor și nu numai să vină să-și facă fotografii, celor mai în vârstă, cei mai în vârstă vin pentru că au o vârstă, poate 60-70 de ani și efectiv zic, mă, am venit că n-am văzut în viața mea când e ceva nou, e ceva și, nou, da. Da, vreau să văd și eu cum arată. Multă lume spune că e chiar mai frumos ca în Provence. Sunt care au fost și acolo și au zis că... Ai fost și tu? N-am apucat. Că atunci când e înflorită în Franța, e înflorită și la noi și noi suntem prinși cu festivalul. Înțeleg. Dar la cum e situată acolo pe deal și cum se vede satul și se combină acolo mai mulți factori care dau o experiență foarte plăcută. Multă lume zicea după ce mă întâlneau că au plecat acasă și efectiv în haine încă mai da, sigur, se normal. Simțea mirosul când le-au dat jos acasă, nici nu le-au spălat vreo 2-3 zile cât miroseau foarte bine și asta ne bucură, noi asta vrem, să aducem un plus oamenilor, un ajutor și beneficii. Mi-ai ridicat mingea la fileu acum cu discuția despre albine. Te gândiți să... fii și apicultor? Aia, omul de business din tine nu ți-a vorbit aia asta? Aia mai trebuie. Hai că n-ar trebui chiar așa. Ba cu, da, să știi că m-am gândit. Cu lavanda. Probabil ar fi mai ușor decât cu lavanda. Da, să știi că și albinele au nevoie vreme, de muncă, dar... Am cochetat cu ideea asta și mi-am dat seama că nu e așa de ușor cum credem noi. Adică e o adevărată artă, să zic așa, să le îngrijești, să le doctorești, să le mulțești, e mai complicat. Dar am făcut un test cu doi stupi să-i ducem, să vedem la câte albine, zic, la unde merge atâta miere și de unde sunt toate albinele astea. Și am dus doi stupi, dar nu produce, lavanda nu produce atât de mult miere pentru că ea nu are polen așa de mult, ea are ulei. Și ele vin, culeg puțin, dar nu merg încărcate. Nu merg încărcate, pentru că nu... Nu au floarea, cum să se prindă. Da, floarea nu are... Nu are polenă, ea are ulei. Și atunci am văzut în testul acesta care l-am făcut, i-am pus pe cântar și să vedem cât crește. Și nu, n-au prea crescut foarte mult. Și totuși, mierea aia, puțină care a fost, cum a fost? Erau a cuiva stupii, deci n-am intrat până să... Dar am gustat miere făcută de lavandă și are un gust foarte bun. Noi avem miere la vânzare. E miere polifloră, adică prin... Cu mierea se poate obține prin procesul de macerare, se numește. Se poate extrage din foarte multe plante aromă și beneficiile acelei plante în miere, pentru că mierea are ea un proces, dacă lași o cantitate suficientă de plantă, noi punem floare în miere și o lăsăm câteva săptămâni și o învârtim și o amestecăm și mierea își trage ea natural din lavandă aromă și beneficii și tot, după care o strecurăm și o punem în borcane. Și are și gust și avem și cantitate, să-i spun așa. Și o avem acolo la vânzare, miere, așa și spunem, polifloră cu lavandă. Nu spunem că e miere de lavandă, pentru că nu e. Dar e macerat cu lavandă. Vorbind de lavandă și, iată, de produse derivate, care este produsul rege sau regină când vine vorba de vânzări? E clar uleiul, în primul rând, pentru că, cum am spus, acesta, noi n-am mers, de exemplu, pe o categorie de produse să avem și creme de corp, șampon și creme de față, pentru că fiecare își cunoaște crema preferată, beneficiile care le are, după tipul de ten, șamponul cu tot felul de proprietăți și
ce are nevoie fiecare și atunci am zis că nu ar avea rost să venim noi cu o gramă de produse cosmetice care să poată mulțumi pe toată lumea. De aceea recomand să un produs cu care și-l cunoaște deja, îl folosește, are beneficiile potrivite pentru fiecare, să adauge câteva picături de ulei de lavandă și o să îl facă mult, mult mai puternic și potent acel produs. Deci, uleiul, apa, într-adevăr, noi avem până și magneți, săculeții foarte bine merg. Avem sare de baie, adică e sare de pride, îmbibată cu ulei esențial de lavandă, cu flori și tot așa. După mergem pe relaxare. Da, să fie. Faci o baie, îți pui un pumn de sare de pride cu lavandă și toate cele minerale din sare se absorb de piele, cu uleiurile și e foarte... Și fără anii după. Și după aia la un somn. Se poate plăti cu cardul? Da, se poate plăti și cu cardul. Încercăm să fim cât mai actuali. Avem acolo și înghețată din aceea clasică, la corneta, în acesta cu chirtoș, cu langoș, cu sirop de lavandă preparat. Îl preparăm noi acolo și îl facem rece cu ceai de lavandă. Așa, zi că îmi place, că deja salivez. Ceai de lavandă, ciocolată cu lavandă, biscuiți cu lavandă bio. Hai că-mi place, și toate acestea sunt făcute de producători. Langoș cu ce? Langoș cu de toate, nu cu lavandă, dar cu, știi tu, acum sunt o fel de variațiuni. E un producător local de acolo din Pânăt, care e alături de noi de ani de zile și face o treabă foarte bună. Anul acesta a venit cu ideea asta de langoș cu înghețată în ea și nu mai știu ce pune tot felul cu este. De aceea că avem o înghețată aia clasică la cornet, dar e foarte bună. Câți producători locali vin la Festivalul Lavandei să-și desfacă produsele pe lângă voi care sunteți oarecum cei care dați materia și numele festivalului? Da, nu așa mulți. Din păcate, noi am încercat și în comună să transmitem informația asta, să iasă mai mulți la poartă, să facă un certificat de producător pe, nu știu, aia acum, ce ar fi acum, cireșe sau ceapă, vișine, mai ai, nu știu, un vin, o țuică și trec atâția oameni prin fața porții să iasă cu o arabuță în fața porții, dar nu știu, oamenii sunt puțin reticenți, poate li rușine, poate n-au adus informația la ei. Da, poate ar trebui și noi să insistăm mai mult, dar e cumva sensist. Și cum am zis, acolo la festival efectiv găsești cam tot ce trebuie, adică avem și standul de produse care, cred că nu l-am zis toate, dar sunt foarte multe. Ai băuturi de tot felul și ai și ce mânca, după care ai și partea asta de dulce, chirtoș, langoș, înghețată. Am încercat să nu ne extindem foarte mult, am avut ani în care aveam foarte mulți comercianți, mai puțin producători, dar mulți comercianți, tot cu burger, cu cafea, cu înghețată, dar pentru noi, fiind o parte de organizare restrânsă, să zic așa, adică noi trebuie să ne ocupăm și de câmp și de oameni și de... A fost un coșmar să ne ocupăm și de toți comercianții ăștia, să le dăm curent, să le dăm apă, să le... de toate și... A fost foarte greu și atunci am zis că încercăm să restrângem, să aibă oamenii tot ce le trebuie, dar să restrângem puțin zona. Știi cum e? E bine să te întinzi cât îți ajunge plapuma întotdeauna, că dacă depășești... Da, noi avem oricum în timpul weekendurilor peste, cred că 20-25 de oameni în organizare, adică avem 4-5 oameni pe câmp care e doar asta fac buchetele care le primesc oamenii la intrare. Că la intrare sunt alți oameni, în parcare, la fiecare stand. Deci sunt foarte mulți oameni care trebuie să ne ajute și sunt toți din familie, apropiați, prieteni, dar nimeni nu vine după o săptămână de muncă, într-un weekend foarte plin și solicitat dimineața până seara degeaba. Așa cei oameni trebuie răsplătiți și se adună. Frate, culturile. Ca frate, dar brânză pe bani, nu? Exact. Și noi apreciem că-s cu noi, da, păi să mai vrem și gratis. Și se adună aceste costuri, dar avem noroc cu oamenii că apreciază, avem cam două categorii de oameni care ne vizitează, cei care au fost odată și revin în fiecare an sau cei care n-au fost niciodată și dacă vin, probabil vor reveni și asta ne bucură tare.
mulți oameni care mai vin ei la noi sau intrăm în vorbă, ne spun, noi venim în fiecare an, că după ce am fost odată, abia așteptam să înflorească din nou lavanda. Deci asta ar trebui să dea de gândit și încredere celor care n-au fost, mai ales cei din Târgu Mureș, care ne adresăm poate mai tare cu podcastul, pentru că știu că sunt mulți care n-au fost și foarte aproape și foarte la îndemână și doar 3 săptămâni. Până anul trecut, nici n-ai eu fost nici tu. Dar acum intru în categoria celor care revin. Așa. Așa că ne vedem la Mădăraș. Da, de asta zic. Că e în weekend sau în timpul săptămânii, noi de asta suntem acolo și în timpul săptămânii, tocmai ca oamenii să nu fie forțați să vină doar în weekend, să vină după ce scot copiii de la școală. E un drum de o jumătate de oră foarte fain prin pădure, relaxant, prin câmp, prin câteva curbe și el un pic mai îngust pe alocuri. Prin păneț sau prin band, depinde da, de preferință. Da, acum e și prin band, e și prin band asfalt, dar cel mai aproape de Târgu Mureșeni e după Nazna, se ia în dreapta spre Păneț și de acolo sunt indicatoare. Aveți și pe Google Maps PIN? Da. Da, cel mai simplu ar fi să căutați tărâmul lavandei pe Google Maps și vă duce până atunci, în parcare. Lucrurile sunt clare. Ai spus că stupi nu prea, dar alte culturi. Te vezi cultivând și altceva? Sincer, agricultura nu e ușoară. Firește. Mi-au spus părinții mei când ne-am apucat. Vezi copile că... Vezi că nu e chiar așa cu agricultura, cum ești obișnuit să te îmbraci la costum, să mergi la filmat și da, stai la aer condiționat în sălile de nunți. Și chiar așa a fost, dar vreau să credeți pe mine că sunt perseverent și de aceea nu am renunțat, deși au fost foarte multe momente în care venea să renunț și nu... Ce te-a făcut să nu renunți? Vreo voce interioară? Cred că da. Sau poate vreo persoană din preajmă? Și persoane, pentru că avem persoane care ne susțin, cum am zis, familia și cei din jur, dar cred că ține de caracterul nostru să nu renunțăm în momentele grele și după aceea vine și răsplata. Deci asta îi încurajez pe toți, chiar dacă vor să înceapă un business sau ceva pe cont propriu, nu va fi ușor, dar merită răsplata după câtva timp. Pentru că apar problemele, dar odată cu probleme apar și soluțiile. Dacă stai, te relaxezi puțin, încerci să gândești creativ, să vezi soluțiile, apar și sunt și soluțiile odată unde e și problema, e și soluția. Dar trebuie să începi. Dacă te gândești din start, aș face, nu știu, grădinărit, să mă duc să fac peisagistică. Vai, dar de unde clientul? Dar ce fac cu facturi? Dar nu știu ce? Și te gândești la toate lucrurile care ar putea să meargă prost sau... Atunci nu te mai apuci, dar apucă-te și... Așa eu este. Recomand business-ul de genul acesta, unde nu e o investiție foarte mare, nu știu, zi, o mașină de tuns, un clește, un nu știu ce, adică o investiție minimă și după care, efectiv, îți faci o firmă, îți faci niște pliante și mergi la toate cartierele de vile și pui în poștă un pliant. Și aștepți, pentru că și nici nu trebuie să le cumpere alea, priată numai pliantele și dacă vine clientul, mergi după aia la DDM și îți cumperi sculele, știi? Adică, ideea e să fac omul ceva. Eu nu zic că viața de antreprenoriat e ușoară, dar e frumoasă și ai o siguranță că dacă, după cum vedem și în ultimii ani, e o situația macro-economică nu e, să zicem, cea mai stabilă. Una e să ai și tu ceva pe lângă un job și să știi că, efectiv, mă sună șeful, mă pare rău de săptămâna viitoare, nu mai am nevoie de tine, creditul poate îți vine și îl bate la ușă și tu, dacă îți dezvolți ceva pe cont propriu, cum am zis, nici business-uri, nici... trebuie să ne gândim la nevoile oamenilor. Noi, până la urmă, nu suntem să le luăm bani, să le facem bani, să le vinde oamenilor ceva. Aici să-i ajutăm și de aici trebuie să spunem de o nevoie. Să satisfaci o nevoie. Satisfacem o nevoie a unui om și să-i oferim valoare prin ceea ce oferim noi. De aceea instalatorii, zugravii, oamenii de genul acesta chiar fac o grămadă de bani dacă îi să o luăm așa. Și trebuie să aștepți până da, e și o muncă, liber. Clar, e și o muncă acolo și trebuie să cunoști, dar nici să meri 8 ore în fiecare zi la un job, mai ales dacă nu-ți place, nu e ușor. Și mai ales dacă n-ai, stai să te gândești, ok,
ok, mai am 20 de ani, 30 de ani până la pensionare, cum o să treacă viața asta, știi? Să îndur în fiecare zi. Hai să încerc 2-3 ani să dezvolt ceva pe cont propriu și eu cred că e soluția cea mai bună să încerci în paralel, clar, nu să adeptul gata, dau demisia și mă apuc de peisagistică. Nu, fă-le în paralel, fă un efort de o oră, două pe zi după job, în loc să stai pe Facebook, stai la televizor, deși știu că suntem foarte obosiți și tocmai de aia, pentru că ești atât de obosit, vii atât de stors de energie de la muncă, nu mai ai timp de copii, de relaxare și așa, cu atât mai mult asta ar trebui să ne împingă să facem ceva pe cont propriu și gândește dacă faci în paralel și reușești poate după un an de zile să-ți egalezi din ceea ce faci tu salariul, în momentul acela ești liber de servici. Și odată ce ai renunțat să ceva servici, mai ai încă 8 ore pe care tu poți să le aloci business-ului tău, familiei, sănătății tale. Ca să crești. Tale. Ca să da, crești. Și e așa, e o frică, clar, și e cu semne de întrebare, dar e foarte ușor cumva mental să știi că la sfârșit de lună îți vin banii ăia de salar și ți-e frică că trebuie să fie tot asupra ta, dar nu e chiar așa. Adică... În tot procesul ăsta ai avut parte de credite pentru da. A crește? Da, am avut parte și de credite. Nu am luat credite pentru dezvoltarea afacerii sau așa. Pe partea de video am accesat un proiect startup și asta m-a ajutat acum 2-3 ani să investesc peste 25.000 de euro în scule, să fie la cel mai mare nivel. Dar apar, oportunități de genul acesta apar în orice business. Dar trebuie să fie acolo. Și apropo de trebuie să fie acolo, cam peste câți ani crezi că vei avea casa la poalele dealului cu lavanda? Ne-ar place foarte mult ca lavanda să fie înflorită măcar 2-3 luni. Știu. Ne-ar place să curgă și lapte cu miere dacă s-ar putea. Dar, din păcate, fiind doar 3, maxim, să zicem 4 săptămâni, dar sunt cam 3 săptămâni. Oricum ai fi mai aproape de lucru, ai da. Fi acolo, n-ar trebui să mai faci naveta Târgu Mureș, da, asta așa Mădăraș. Spun asta, mi-ar place să fie o perioadă mai mare de înflorire pentru a putea dezvolta mai mult partea asta de agroturism, adică să facem niște căbănuțe, să dezvoltăm mai mult partea asta în care să vină omul să stea acolo. Noi acum ce oferim de câțiva ani e o rulotă care e super închiriată, mai ales în weekend-uri, în timpul săptămânii mai avem locuri libere. Deci e o rulotă amplasată lângă lavandă, oamenii pot să vină să doarmă acolo, să trezească, să bea cafeaua lângă lavandă, are toate facilitățile și mai este în sat o cabană mare, o casă mare cu mai multe camere, care e anume pentru închirieri făcută, ca o pensiune, să spun așa. Deci cine are nevoie poate să aibă o experiență mai complexă și mai de lungă durată, să vii, să te cazezi, să faci stai seara acolo, să faci un grătar, te plimbi în comună, seara pe înserat și vii și la noi, bineînțeles. Deci poți să vii să te cazezi și în zonă. Și totuși, casa la lavandă. Da, să știi că visez la și sunt în căutare, să zic așa, de o căsuță undeva la țară. Altundeva decât Mădăraș? Nu neapărat, e un sat chiar frumos, pitoresc, dar parcă un pic viziunea mea e un pic diferită. Căuta ceva mai montan, mai... Atunci trebuie să te duci de la Reghin în sus. Da, pe Valea Mureșului Superior, undeva dar, acolo. Astea toate, cum am zis, trebuie să ai un vis, să ai niște țeluri și vor veni la timpul potrivit. Dar e important să le ai acolo puse. Da, pentru că dacă nu avem țeluri, evident că nu vin nici realizările. Dacă nu ne facem noi planuri pentru viața noastră, o să facă alții planuri cu viața noastră. Și e important asta. Funcționează chiar și scrisul pe foaie. Adică eu încerc acum... prin ajutorul și intermediul tău, pe lângă tot vorbitul despre lavandă, festival și așa, să ofer ascultătorilor și mici
informații, sfaturi pe partea asta antreprenorială și de dezvoltare personală, care mie îmi place mult, și doar prin asta cred că putem să, prin cunoaștere, adică să te apuci să citești anumite cărți de dezvoltare personală, de management, de inteligență financiară, emoțională, relațională, pentru că din păcate nu le învățăm în școli. Nu. E total pe lângă. Nu zic că... Adică sistemul școlar așa a fost creat. De cine a fost creat? Niște familii care sunt și acum la conducerea lumii, dar cercetați cine vrea și s-a spus clar, nu vrem o națiune de gânditori, vrem o națiune de muncitori. Și prin școli cam asta ne suntem îndoctrinați. Ascultăm de autoritate, stăm în banca noastră, ieșim în pauză, mergem acasă. Exact ca un job, dacă stai bine să o, să o pui în paralelă. Pauzele sunt mersul acasă de la job, mergi înapoi la bandă, adică stai în banca ta, nu comentezi, nu relaționezi, nu ai cu colegii să... Adică n-ai voie să, cum să zic, să faci parteneriate fiecare cu lecția lui. Da. Deci, eu zic că învățarea vine după școală. Sau în paralel cu școala, eu... Dacă știi ce vrei de la viață. Păi, da, dacă vrei să nu te lași pe mâna sistemului, să spun așa, pentru că sistemul, nu mai de învățământ, noi suntem într-o mare bază de sisteme. Vorbeam înainte despre medicamente, beneficiilor, uleiurile pe partea de sănătate. No, sistemul de sănătate e iarăși un sistem care nu poți să ai total încredere în el, că așa e făcut numai spre binele nostru. Să fim serioși. E un medicament, te ajută pe o parte, îți strică altă parte. Sau două. Da, sau două. Sistemul de învățământ are părțile lui bune, dar are și părți care ar trebui noi acasă, părinții, să compensăm. Da, pentru că copiii în perioada asta de creierul lor absorbe tot și pregătiți să învețe și din păcate învață lucruri neimportante care nu le folosim în viața reală, să fim serioși. Am trecut toți prin școli și am zis gata, am terminat școala, am învățat. N-ai învățat nimic, din păcate. Și ar fi bine noi acasă cu copiii noștri să le dăm anumite cărți, anumite lecturi care să, dacă tot au de citit și tot sunt perioada de învățare, să îi ajute cu adevărat. Eu asta am de gând să fac. Și cum am zis, sunt multe sisteme. Sistemul financiar, care dacă picăm în el cu credite, cu joburi, cu, suntem destul de captivi. Și, dar avem cealaltă, avem opțiuni. Doar că noi trebuie să nu ne lăsăm, e foarte ușor să te lași așa, după sistem. Ce trebuie să fac? Ce face toată lumea? Să faci ce face toată lumea. Dar atunci vei ajunge unde ajunge toată lumea și poate nu e chiar ceea ce-ți dorești. Nu zic că e rău și să fii angajat, mai sunt foarte multe posturi și joburi foarte faine, bine plătite, cu beneficii și foarte bine dacă ajungi și ești într-un loc de genul acela. Dar dacă te trezești dimineața și zici, iară trebuie să mă duc la lucru și urăsc și nu mai pot, iar sună ceasul. Atunci ești în locul potrivit să încerci antreprenoriatul. Ce le-ai spune celor care încă nu au fost? Uite, eu sunt în categoria celor care deja au fost și pentru că au prins gustul de lavandă în cadrul lui natural, clar că revine și în acest an. Dar iată, mulți târgomureșeni poate nu au dat până la Pânet și apoi mai departe spre Mădăraș. Ce le-ai spune celor care încă nu au fost și totuși poate sunt curioși? Da, eu zic să încerce orice experiență și ceva nou care nu ai făcut în viață, nu știi ceea ce nu știi, adică nu zic să, ca orice loc, nu știu, să mergi într-o salină, să mergi la Bujor, să mergi la mare, la munte, la lavandă, la... adică sunt chestii care nu le-ai mai trăit și efectiv nu, creierul tău nu poate să-și dea seama cum e sau ce poate să fie când vii acolo și n-ai nimic de pierdut. De ce, să-și pun întrebarea, de ce toți cei care au mai fost revin și vor să revină? Pentru că nu se schimbă atât de mult festivalul lavandă, e același câmp, mai schimbăm decoruri, mai aducem mici notăți, dar ei vin pentru o senzație, vin pentru... pentru că își amintesc o trăire care au avut acolo și și-o doresc din nou. La asta se gândească cei care n-au fost, deci cei care au fost tot revin.
Și nu am nimic de pierdut, adică pierdem atâtea ore pe... Eu zic că și timpul cât e un film, de 2-3 ore, aproape reușești un Târgu Mureșean, faci o jumătate de oră dus, întorci, o oră, mai stă pe acolo o oră jumate, e cât un film. Și credeți-mă, mergeți cu mult mai multă experiență și... Confirm. Decât un film, nu vreau să ridic prea mult așteptările, dar să vină, să încerce. Tot ce au de pierdut și de investit e 15 lei, în care nu oferă, ne oferă nouă posibilitatea să continuăm în ceea ce facem acolo. Practic. Și noi le oferim la schimb un buchet de flori de lavandă, adică primesc ceva în schimbul celor 15 lei. Win-win, e fiecare. Da, nouă așa ne place și în rest nu sunt obligat să cumpere nimic, nu mai trebuie să facă nimic, au parcare gratuită, apă, toalete, tot ce le oferim în 15 lei. Până când putem vorbi de Festivalul Lavandei în acest an? După cum am spus, anul acesta... Ca să-și facă timing-ul fiecare. Da, suntem începuți și acum vin de acolo, am avut ceva de făcut și au venit chiar de mult, destul de mulți oameni, fiind în timpul săptămânii. Și practic ne-am început, cum am spus, în 1 iunie și am stabilit până în 24. 24 e lunea, ziua de Rusalii, fiind zi liberă națională, am zis că ținem și lunea. Dar cum a întârziat Lavanda, e posibil să ținem până în 30. Până în 30 iunie, dar o să anunțăm. Peste cam o săptămână, două, o să ne dăm seama sigur dacă și în 30 Lavanda va fi... Da, că deja veți vedea în teren cum stă... Da, cum stă poate să vină două săptămâni de super caniculă și să înainteze foarte tare înflorirea și poate 30 o să nu mai arate cum vrem noi, dar e foarte posibil chiar și până în 30 să ținem. Și pentru ca să terminăm așa oarecum satisfăcând papilele gustative, acel sirop, cum îl recomand? Eu zic să-l gustăm. Cu apă carbogazificată sau? Da, da. Da, merge clar cu apă minerală. Un fel de șpriț, cum ar veni, non-alcoolic. Multă lume și dintre doamne îl folosesc la prăjituri, să îndulcească, pentru că are și miere și... îi dă un gust foarte bun. Sunt care îl pun în țuică, în vin, în orice ai nevoie de puțin dulce, și că pun și în cafea, să îndulcească cafea, o să-i dea aromă și beneficiile lavandei. Deci majoritatea produselor noastre sunt multifuncționale, să-i spun așa, adică nu cumperi un produs doar pentru că da, hai să pun, nu te speli, ok. Dar apa de lavandă e bună și la demachiere, cum am spus, arsuri solare, înțepături de insecte, acne, s-a dovedit clinic la acne foarte bună. Deci fiecare produs e, dar trebuie, cum am spus și înainte, legat de dezvoltarea personală, trebuie să facem o mică forță să ne informăm. Să ne informăm, scriem și ai foarte la îndemână acum cu internetul, cu inteligența artificială, să ai o problemă de sănătate sau doar vrei să te interesezi despre ala de lavandă la ce e bună și ai toate informațiile acolo. Doar că să ne mai informăm, să luăm și noi informația, nu să așteptăm să ne fie doar pe tavă, servită, pe tavă, da. Că o să ne fie servit altceva. Să rămânem la sirop atunci. Ovidiu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Să aveți parte de zile frumoase, însorite, cu albinuțe și cu oamenii prin lavandă, să vă dezvoltați și în acest an, așa cum v-ați propus, și să dea Domnul să vă și puteți desface produsele, că până la urmă e un business care trebuie să se autosusțină și da. Desfacerea, iată, face ca acest lucru să se întâmple. Deocamdată ne ajută foarte mult vizitatorii, de aceea noi îi așteptăm și ne pregătim atât de mult cu tot ce e acolo pentru a ne vizita și cu susținerea lor să-și închipuie că doar pentru că ei ne vizitează, câmpul ăla mai există acolo. Dacă n-ar mai veni, din păcate, efectiv ar trebui să scoatem afară. Trist, da? Deci, hai, la Mădăraș cu noi. Ne vedem! Așteptăm.
Ne vedem. Îți dau semn când o să ajung și eu. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Mulțumesc și spor în toate. Să vă iasă toate așa cum v-ați dorit. Mulțumesc de invitație. Cu drag, cu mare drag. Am stat de vorbă în această ediție live de One to One, live pe Facebook, pe pagina de Facebook One to One și Ovidiu Mita, cu Ovidiu Roșca, videograf, antreprenor și iată omul din spatele tărâmului Lavandei și în această perioadă și din spatele festivalului Lavandei care are loc în această lună, cum spunea și el, până spre finalul lunii la Mădăraș, la o aruncătură de băți de Târgu Mureș. Hai să mergem până acolo, căci cu siguranță nu o să regretăm și vă spun asta din proprie experiență. Deocamdată atât, până data viitoare, spor în toate, numai bine!